John Crooker, bucătar șef la un local dintr-un comitat al Angliei, a primit o pedeapsă de 4 luni de închisoare după ce a ucis o femeie și a îmbolnăvit alți 31 de oameni. El a fost grăbit și a gătit insuficient o plăcintă cu carne tocată. Elizabeth Newman, în vârstă de 92 de ani, a vomitat în repetate rânduri după ce a mâncat plăcinta, dar din păcate aceasta a murit la scurt timp. Pe lângă ea, alte 31 de persoane s-au îmbolnăvit. Doar 3 oameni nu au avut nimic, deoarece erau vegetarieni și nu au mâncat preparatul. Bucătarul în vârstă de 40 de ani și-a recunoscut fapta și la proces a spus: urăsc să o spun, chiar urăsc să spun asta, dar cred că m-am grăbit. El avea o experiență de 20 de ani ca bucătar, lucrând în mai multe restaurante. Acesta este un lucru pe care nu-l voi uita niciodată, a mărturisit bucătarul. Judecătoarea Sarah Campbell a spus că la eveniment au participat 35 de persoane și că dintre acestea doar 3 nu au mâncat din plăcintă. O persoană de 92 de ani a murit în urma unei hemoragii gastrointestinale induse de la vărsături. Crooker a fost bucătarul șef în acea seară, iar el nu a gătit carne tocată corespunzător, a spus judecătoarea. Aceasta mai mărturisit că localul este unul important pentru comunitate și că proprietarul ar fi trebuit să facă mai multe controle după acest incident neplăcut. Proprietarul a recunoscut 3 acuzații de încălcare a reglementărilor alimentare care au avut loc în perioada 2015-2017 și a fost amendat cu 9.000 de lire sterline.